Strada Simion Bărnuțiu a fost asfaltată în urmă cu un an. Acum 3 săptămâni a fost frezată și lăsată așa, iar locatarilor li s-a spus că în loc de asfalt ar urma să se pună piatră cubică și chiar să se construiască vechiul zid al cetății cu o înălțime de 1 metru. Când anume, nu știe nimeni. Știm doar atât că s-a frezat, chiar dacă asfaltul a fost pus numai cu un an în urmă, și ci că vor să facă piatră cubică, să fie, pentru că suntem în interiorul zidurilor cetății. Dar încă nu se... Au venit, au frezat și de 3 săptămâni nu se știe nimic despre ei, despre nimeni, nu ne-a spus nimic. Sigur, vom veni, dar nu se vede nimic. Adică. Și este în stadiul în care îl vede și dumneavoastră acum. Foarte circulabil. Da, foarte circulabil și foarte curățenie, mai ales foarte curat, cu praful și cu tot ce ne intră în clădirile noastre, asta e. Sperăm ca să avem un răspuns din partea primarilor noștri care se bat cu pumnii în piept că ei sunt, ne ajută. Unde se ajută, nu știm. Auzi, arată foarte rău și păcat că autoritățile nu iau măsuri. Cine o reparat să plătească. Cine a făcut-o, nu n-o da nicio garanție, nimic, să plătească. Autoritățile-s de vină. Pentru că ei nu iau măsuri să vadă cine face corect și cine să răspundă de această lucrare. Așa? Au zis că pună niște pietre, ce știu eu, ce fel de pietre, și face un zid. Și au zis că vin să facă pe nu știu când. Deci au spus că o să construiască un zid aici? Da, da. Un zid de 1 metru. Când s-a întâmplat operațiunea asta? De 2-3 săptămâni. Și de atunci a rămas așa? Așa au rămas. Într-o știre postată pe pagina web a primăriei media și intitulată Proiect Ziduiri și Cetăți, în fapt un plian care prezintă proiectul de reabilitare al turnurilor și zidurilor de fortificație medievală, strada Simion Bărnuțiu apare într-un sonul numărul 3, însă nu este specificată nicio informație despre ce anume se va face în această locație.